Bună seara, bine v-am regăsit. Începe emisiunea de ale Buzoianului. În această seară vorbim despre evenimentele frumoase pregătite buzoienilor în 2023. Alături de mine, în studioul Campus TV, este managerul Centrului Cultural și Educațional Alexandru Marghiloman, Mircea Anghel. Bună seara, Mircea, bine ai venit. Salut, doamna Magda, bine te-am găsit. Mulțumesc înainte de invitație. Și eu îți mulțumesc tare mult pentru prezență. Știu că n-ai avut timp de odihnă deloc. Au fost evenimente după evenimente. Înainte de toate, voiam să spun că ești regizor și cred că asta e cel mai important de menționat, pentru că teatrul e în sufletul tău și echipa de oameni cu care lucrezi ți este cea mai apropiată. Am văzut asta și pe scena de la din Parcul Crâng, scena Revelionului. Ați făcut un minunat spectacol împreună cu copiii, tinerii frumoși de la Arata Artă. Felicitări pentru tot ce reușiți. Să rămână. Păi știi cum e, Magda? Meseria e brățară de aur. De acolo pleacă totul. Funcțiile sunt efemere, ele vin, ele dispar, ele se contopesc. Dacă ajungem într-un anumit punct în viața noastră, într-un loc și ne place, ar fi bine să muncim cât mai mult și să rămânem în acel loc. Sunt fericit că sunt acum în calitate de manager interimar, până când Florina, managerul care a luat concursul și prietena mea, se va întoarce din concediu creștere copil. În continuare vorbim, în continuare ne sfătuim. Eu am preluat fluierea acestei instituții care mi-e foarte dragă și în care am lucrat preț de 2 ani de zile, din 2020 până acum, din vara lui 2020 până acum. Să revenim în prezent. Da, a fost noaptea de Revelion, a fost noaptea dintre ani. Am fost emoționat să pot să prezint a doua oară. A fost un vis de-a meu de mic și de-a lui Ștefan. Gândiți-vă că am ajuns doi, un regizor și un actor, să putem să întreținem atmosfera noaptea de Revelion. Într-adevăr, am făcut și un spectacol pe care eu l-am la suflet cu copiii de la Arata Artă Band, cu Dora Gaitanović, cu Bianca Mihai, cu Dani Bușoi, cu Ștefan Muriceanu, cu Rus Bulfan, cu Denis Costache, cu Andrei Dragudante, cu Irina Zota, cu Alex Rotaru Joey, echipa noastră frumoasă, sper să nu fi uitat pe cineva, cu Theo Rose, cu Nemuritorii, cu Mario Buzoianu și cu Ștefan Bănică. A fost o seară pe cât de friguroasă ca număr de grade, eu am resimțit foarte puternic. Cu toate că a fost mai bine decât în alții. Da, a fost mai bine, dar totuși te ia așa, te fură cumva frigul. Sper că acolo unde au fost mulți oameni unii lângă ceilalți și s-a dansat și s-a simțit o atmosferă, sper pe placul lor. Chiar mi-a plăcea să cred asta. Au venit mii de buzoieni în Parcul Crâng și mulți dintre ei au spus că a fost o idee bună cu organizarea Revelionului și a Târgului de Crăciun în Parcul Crâng. Ție, cum ți s-a apărut? Pentru că ai prezentat Revelionul și în Piața Dacia. A fost o soluție foarte bună pe care a trebuit să o găsim pentru că nu aveam altă alternativă. Eu m-am simțit foarte bine și în Piața Dacia, m-am simțit foarte bine și în Crâng. E adevărat că în Crâng e puțin diferit. Simți cum e pădurea pe tine, e un alt sentiment. Dar bucuria de a fi pe scenă în poate cea mai importantă noapte dintre ani pentru mulți dintre noi, pentru că se produce un tip de trecere, un tip de schimbare, un tip de suflu nou se întâmplă atunci, e minunat. E un sentiment minunat. Chiar e minunat. Spune-mi acum dacă ai vrea să ne dezvălui așa un pic din culise, pentru că de fiecare dată când vine vreun artist mare în Buzău, fiecare artist are pretențiile lui, tu te-ai ocupat îndeaproape de absolut tot ce a însemnat organizarea și aș vrea să-mi spui dacă au fost pretenții speciale ale artiștilor din partea lui Ștefan Bănică, cel care practic a fost capul de afiș. Nu, nici din partea lui, nici din partea lui Theo Rose, nici din partea lor, nu știi, nici din... Nu, de regulă artiștii mari, artiștii importanți sunt și oameni faini. Și n-am avut pretenții nici la Delia, nici la Irina Rimes, dacă e să facem o analiză așa artiștilor, nici la Raluca, nici... Nu. Au fost niște mici trupe, dar la mod așa, ok, am înțeles, nimic special, nimic ieșit din comun, chiar nu. Chiar nu, și Ștefan e un uriaș, e un star, e un mega star în România și o să fie toată viața lui și mă uitam la cum se pregătea înainte să intre pe scenă. Să ai vivacitatea asta și tonusul ăsta și să-ți faci exercițiile înainte să intri pe scenă, indiferent de spectacol, de unde ești, de cum ești,
Mie mi se pare că dă dovadă de un profesionalism de jos pălăria și înțelegi de ce Ștefan Bănică va rămâne un star și este un star și poate câștigă enorm de mulți bani. Eu cred că îi merită cu desăvârșire. Știi că au existat foarte multe comentarii vis-a-vis de banii pe care i-ați plătit pentru artiștii care au venit și în organizarea Revelionului. Crezi că sunt justificate toate aceste comentarii care au apărut? Eu cred că ele sunt justificate. Mi se pare că trebuie să se vorbească. N-am nimic împotriva acestui lucru, ba din potrivă, totul la vedere. Câte vreme sunt eu aici, nu pot să primesc orice fel de întrebare, fac public orice, adică fără nicio de problemă. Trebuie să vedem așa, care sunt prețurile din piață, care au fost costurile noastre, e atât de simplu, se întreabă la agenții, e foarte simplu. Să împărțim la numărul de buzoieni care s-au bucurat de evenimentele pe care noi le-am ținut săptămână de săptămână în Parcul Crâng, da? Se face o estimare de către jandarmerie, poliție, instituții de abilitate, să împarte pe număr de oameni și să obțină o sumă. Și o să vedeți că suma e undeva sub 30 de lei de persoană. Și atunci, cred că e justificat, mai ales de numărul uriaș de oameni, dacă ne trezeam ca... am uitat orașul, a fost nebunia aia pe TikTok, nu mai țin minte, nu vreau să zic prostii, nu știu dacă era vorba de o cântăreață care avea un singur spectator, dar ea cânta mai departe. Cred că ține de profesionalismul artiștilor în general, nu? Tu erau, ce știi despre asta? Că un artist trebuie să-și facă treaba indiferent pentru ce public. Nu la modul ăla, toată lumea mâine în aer, foarte bine. Da, era exagerat, clar. Dar nu cred că vă așteptați la așa ceva, mai ales că ați avut nume puternic și Ștefan Bănică cred că a atras foarte mult public. Și eu sunt absolut convins, dar știi foarte bine și mă cunoști de atât de multă vreme, Dumnezeule. Mie mi-e frică întotdeauna. Eu am la fel de mari și de puternice emoții înainte de orice tip de eveniment, indiferent cum se numește el. Nu pot să zic că noaptea de Revelion am emoții mai mari decât am la premiera unui spectacol de teatru sau... Nu. Sunt la fel de uriașe. Cu 3 minute înainte să înceapă, simt că se prăbușește lumea, aș vrea să fac o gaură, să intru acolo, să fiu acoperit. Astea sunt emoțiile. După aia ușor, ușor îmi revin. Dar înainte și mi-e frică, normal că mi-e frică. Știi, și tocmai pentru că te cunosc de foarte mulți ani, Mircea, și știu că întotdeauna ești direct și sincer și nu te tem de nicio întrebare. Absolut de niciun. Știu asta. Îmi spuneai înainte de emisiune, acum dau un pic din casă așa, dar pentru că e adevărat și aș vrea ca oamenii să știe acest lucru, pentru că probabil mulți se gândesc că în administrație, în instituții, așa cum în majoritatea cazurilor se întâmplă în România, e nevoie de un ajutor din umbră, un ajutor politic de cele mai multe ori. Ești omul care n-a avut niciun astfel de ajutor și nu știu cum s-au îndreptat pașii tăi din a fi regizor, care este o extraordinară calitate pe care un om ar putea o avea, dar fără talent nu se poate dobândi, ai ajuns să fii managerul celui mai important centru cultural și educațional din Buzău. Cum ai reușit? Fără ajutor? Pentru că știu că ajutor n-ai avut, nu s-au tras fort pentru tine. Nu, din fericire nu, și de asta sunt foarte mândru. O să revin de multe ori la întâlnirea mea din școală cu Claudiu Goga, care mi-a zis, faci bine, o să-ți fie bine. Nu furăm, nu suntem șmecheri, facem lucrurile exact așa cum simțim, credem în gândul nostru, în povestea noastră. Dacă noi credem în ea, o să creadă și ceilalți. Ne gândim, ne punem întrebările corecte, de fiecare dată Mircea procesul se ia de la zero. Dacă ai ajuns într-un punct și ai reușit, asta nu înseamnă că următorul proiect îl face altfel decât cum ai făcut pe precedentul. De la zero, aceeași muncă de cercetare, de documentare, nopți pierdute, mii de ore pierdute la repetiții, câștigate, evident, seriozitatea. Ei bine, eu când am plecat la drum cu un rucsac în spate și cu doar entuziasmul, bucuria și gândul că la un moment dat cineva o să mă vadă și la un moment dat cineva o să mă propună, a fost just, pentru că am pornit, repet, un rucsac în picioare, cu oameni care mă râdeau pe la colțuri, cu oameni care ziceau, ăsta e un nebun, o să reușească niciodată ce și-a propus. Și ușor, ușor, iată că nebunul n-a mai fost chiar atât de nebun, a închis ușile la toate spectacolele Arată Arte de la Teatrul George Ciprian, erau sold out în 20 de minute, în 30 de minute, bilete.
După care am fost văzut și asta e, pentru asta o să mulțumesc și mulțumesc în fiecare zi și sunt recunoscător și sunt în echipa dumnealui, în echipa domnului primar Constantin Toma, care a fost ca un antrenor, da, de a văzut un tânăr talent, l-a ridicat și i-a zis, uite, poți să vrei să vii lângă mine și îl respect și îl prețuiesc foarte tare și na, sunt în echipa domniei sale, fără domnia sa nu aș fi fost managerul interimar al centrului. Dar și când am ajuns acolo, am muncit la fel de mult, poate mai mult. Să nu uităm Live Nights, să nu uităm Buzăul lui Marghiloman, lucru pe care l-am făcut în pandemie, să nu uităm ultimul proiect important al centrului, Teatrul la Conac. Preț de în ultimii 4 ani de când am terminat facultatea, în fiecare an am încercat să fac un concept important pentru comunitatea buzoiană, care să reunească cât mai mulți oameni către un vis, către un gând. Și din fericire am reușit să fac asta cu aceste proiecte. Îmi cer scuze, mine să tușesc. Mircea, tușește fără probleme. Voiam să spun doar un lucru, pentru că a fost la un moment dat vizibil, cred că la Revelionul din Piața Dacia. Chiar dacă ai fost, că nu mai ești consilierul personal al domnului primar, chiar dacă ești în echipa domnului primar, nu e genul de om care să stea cu capul plecat și să nu taxeze greșelile pe care chiar și primarul le face, evident. Suntem oameni, Dumnezeule mare. Le-ai taxat de multe ori în public. Ai avut de suferit după? Nu. Nu am avut de suferit. Nu, din fericire, pentru că știe cât de mult îl prețuiesc și știe cât de mult ține domnia sa și e un om care are foarte mult umor. Foarte mult umor. Și cu un om, poate și lucrăm împreună și un om care are umor, eu știu că el are ultimul cuvânt. Nu există altceva. Nu e ca și când... Eu știu, dar eu întotdeauna îi spun ceea ce cred. Domnia sa alege, dar eu întotdeauna îi spun ceea ce cred pentru că și sunt așa cum sunt, pentru că n-aș putea să fiu altfel. Nu o să plec niciodată capul pentru o funcție, nu o să plec niciodată capul pentru nimic. Cred că muncind asidu, căutând în fiecare zi, cercetând, nu te poate da nimeni la o parte dacă îți faci treaba corect. Eu asta cred. Dacă nu, na, sunt șanse să dispar. Dacă, nu știu, dacă a pus cineva la temerie o vorbă, dacă... Eu sunt venit, repet, doar pentru că la un moment dat domnul și doamna Tom au venit la un spectacol Arată Artă, la Back to Merry Christmas, ultimul Back to Merry Christmas la teatru. Și acolo am avut o discuție și ușor, ușor lucrurile au continuat până când am ajuns să fiu în această echipă în care sunt foarte mândru să fiu. Și nu în ultimul rând, îi mulțumesc foarte mult Oani Matache, că cumva cu ea lucrez direct, ea fiind responsabilă de zona asta de cultură și de educație, plus lui Ionuț Apostu, adică e o echipă frumoasă și mă bucur că fac parte din ea și că reușesc măcar puțin să schimb. Eu simt că se schimbă puțin câte puțin. Acum am preluat Iazul Morilor. Luna decembrie a fost plină la Iazul Morilor. Echipa mea de la CCM a fost grozavă. Ce s-a întâmplat acolo pentru cei care n-au ajuns? Of, Dumnezeule mare, păi am avut târguri de Crăciun făcute de copii de la școala 11 pentru cineva cu probleme de sănătate, s-au strâns bani, s-au donat. Am avut sărbări ale grădinițelor, școlilor, în fiecare zi 2-3 evenimente. Era o nebunie totală. Trebuia să avem grijă, trebuia să avem evenimente, aveam evenimente și la centru, aveam evenimente și în Crâng. Și noi suntem o mână jumătate de oameni și s-a descurcat minunat echipa și pentru asta sunt recunoscător și mă bucur că am intrat și pot să conduc niște oameni deosebiți, chiar sunt. De ieri ești oficial managerul Centrului da. Cultural și Educațional Alexandru Marghiloman și vreau să-mi spui cum au primit cei din echipa de acolo vestea. Unii s-au bucurat și știau, alții nu s-au bucurat, pentru că na, e firesc să fie așa. Întotdeauna într-un colectiv vor fi unii pro și contra, e firesc. Eu vin cu energia mea creativă, cu dorința mea de a fi diferiți de tot ce se întâmplă în jur. Le-am spus și astăzi, sunt bani publici, trebuie să avem grijă de asta, să conteze fiecare ban cheltuit. Asta ne înseamnă că trebuie să facem economie la tâmpenii. Asta ne înseamnă că nu putem să cumpărăm la modul cel mai serios hârtie igienică, că era cu norma la un moment dat, dar vin oameni, au venit spectatori, adică noi trebuie să ne gândim că evoluează lucrurile, nu rămânem cramponați acolo într-un gând, din ala că nu s-a întâmplat nimic până acum, nu până să vină Florina. Tot s-a păstrat așa mentalitatea aia veche, urmă, că suflul nou e greu de înțeles, dar nu, că mulți dintre ei l-au înțeles.
chiar l-au înțeles și l-au îmbrățișat și sunt foarte mândru de ei, foarte, foarte mândru de ei. Unii încă nu, se adaptează mai greu, tot fac greșeli dintre astea de începători, deși sunt oameni cu ștate vechi, dar sunt absolut convins că am metodele și cred că știu cum, fiind regizor și lucrând cu oamenii, fiind un lider prin meserie, prin natura meseriei, să pot să-i dau pe brazdă și să facem chiar ca toată echipa să strălucească. Chiar am încredere în ei. Îmi spuneai la un moment dat că pe biroul tău de la Marghiloman scrie Mircea Anghel? Mircea? Nu scrie director oricum. Nu scrie, niciodată nu o să scrie director. Nu. Nici acum asta vreau să te întreb, nici acum nu o să scrie, da? Nu, pentru ce că... Ce scrie la tine? De ce? Semnul întrebării. Și au venit să-ți răspundă oamenii? Sau? Păi, colegii mei din centru, când intră deja întrebând. Pentru că vreau să aflu dacă și dacă. Și aia eficientizăm timpul. Și toate proiectele care vor fi și care vor veni pe masa mea sunt dezbătute cu toată echipa. Eu mi-am propus să conduc această instituție avându-i pe ei tot timpul ca suport. Mă sfătuiesc cu ei, vorbesc cu ei, întreb cum ar vedea ei lucrurile. Evident, ultimul cuvânt îl am eu, dar mi se pare important să simtă că fac parte din această echipă și că toate gândurile mele, poate unele dintre ele par nebune, sunt de a pune Centrul Cultural și Educațional pe harta importantă, culturală și educațională a României. Și susțin toți oamenii smart, toți oamenii cu pasiune, toți oamenii care vin cu proiecte, care răspund la niște întrebări esențiale, ce fac, pentru cine fac, de ce fac, cu cine fac, cât mă costă, cât durează, unde fac și așa mai departe, să înțeleg pentru cine fac, cum ajung la oamenii respectivi. Și dacă ajungem să gândim în ritmul ăsta profesionist, cred că vom putea evolua și vom avea niște rezultate la nivel de impact în comunitate importante și pe care ni le dorim foarte tare. Te întrebam mai devreme așa puțin despre drumul tău până la această funcție, pentru că știu că n-ai fost ajutat, așa cum s-ar gândi mulți, dar și pentru că aș vrea să înțeleagă tinerii, în primul rând, că nu e neapărat nevoie de relații pile, intervenții politice sau așa mai departe. Tu spuneai că secretul e să ai curaj să visezi departe, nu? Da, chiar dacă alții te cred nebun. Nu doar să visezi, adică nu poți să stai pe o canapea și să visezi că ajungi la ora că nu te ridici mereu, spun, te ridici și pui mâna. Puteam foarte relaxat să stau în ultimii 2 ani liniștit, doar să coordonez niște activități și nu, să pui mâna. De pe 28 până pe 31, 28, 29, 30, am stat la repetiții în fiecare zi, de la 4 până seara la 1-2. Plus înainte, să pui mâna, să muncești, trebuie să muncești de fiecare dată, tot timpul trebuie să iei de la zero, să crezi, să te documentezi, să citești, să nu te lași niciodată pradă lentorii, pentru că în momentul în care creierul a lăsat pradă lentorii, el nu mai funcționează. În momentul în care el nu mai funcționează, ajungi să fii dispensabil, să poți să te arunci oricine la gunoi. Eu muncesc ca să pot să fiu indispensabil, să fie nevoie de mine în echipa asta, care e minunată, să fie nevoie de mine în lumea asta artistică, să reușesc să contez în vreun fel sau altul. Și știu că foarte mulți dintre artiștii buzoieni, care probabil înainte nu erau băgați în seamă la evenimentele organizate de autorități, acum îți mulțumesc pentru că tu îi cunoști și știi ce poate fiecare și i-ai implicat fără a fi nevoie de, iar ajungem la intervenții, vorbe puse de alții. Tu n-ai fost de acord cu asta. Eu nu sunt de acord cu multe lucruri și le-am spus de la început. Nu sunt și nu o să fiu de acord să se facă playback. S-a tot încercat, s-a mai tot făcut, au dispărut. Dacă te uităm frumos la Târgul de Crăciun, nu au mai apărut artiști buzoieni care fac playback. Ce să vezi, minune, telefoane, intervenții, presiuni și alte. Au adică fost, nu? Avem pasionați de playback între artiști. Dar cum să nu, cum să nu? Și nu s-a putut face nimic. Eu am zis că există așa ceva. Eu sunt artist. Poate au făcut intervenții și la domnul primar. Nu ai fost convins nici așa? Că știu că au fost intervenții. Da, au fost ce? N-ai fost convins? Nu, i-am spus, domnule, mă mergeți pe mâna mea, vă rog frumos. Vă rog, e important, o să ne arunce cu prieteni noi. Da, bă, ai dreptate. E firesc, comunicăm, nu e, comunicăm și eu spun întotdeauna și sunt lucruri la care nu pot să mă dezic. Nu pot să, cum adică să accept un artist care face playback
Sunt bani publici totuși, adică oricum ar fi. Mai bine cântă prost, dar cântă, măcar e un tip de... O înțelegem în vreun fel sau altul, că au fost mulți de înțelegi de-a lungul timpului. Nu exagerez acum, dar măcar performez ceva, dar să pun un stick cu un pozitiv și eu să mă mișc stânga-dreaptă pe scenă, îmi pare că I'm sorry, ar trebui să înțeleagă că da, e loc pentru toată lumea, fără doar și poate Dumnezeule Mare, dar e important să ne prețuim meseria și să muncim pentru remunerația pe care o obținem. E greu, eu cu Ștefan am stat 3 zile să ne facem momentele de revelion, cum ne ascultăm, cine intervine mai sus, cum intervine, care sunt lucrurile, care e situația, unde suntem, de ce suntem, pe ce punem accentul și așa mai departe. Adică să stăm, nu e așa câteodată am făcut până acum și de acum încolo totul e mai ușor. Nu, de aici încolo totul e mai greu. Dar spune-mi dacă ai avut emoții, pentru că l-ați invitat pe domnul primar chiar înainte de miezul nopții, ai avut emoții că depășește timpul? Adică nu mai numărați că vorbește domnul primar de șantiere și asfaltări, nu? N-ai avut emoții? Nu, am vorbit și înainte, chiar n-am avut niciun fel de emoție, nu. E bine că ați reușit până la urmă. A fost frumos, mai ales pentru cei care au venit în crâng. Am mai auzit comentarii că acum te întreb să fie toți telespectatorii să primească un răspuns. Da. Unii au zis că nu s-au văzut artificiile pentru că au fost aruncate printre copaci și nu se vedeau foarte bine. S-au văzut sau nu? Eu de unde stăteam, nu pot să zic că s-a văzut de peste tot, că nu știu cum e diferit, dar dintr-un loc într-altul. Eu unde am stat, adică pe scenă, am coborât în culise, s-au văzut. Probabil că pentru unii dintre spectatori care aveau copaci, care așa, nu s-au văzut. Cert e că au fost date în mod legal artificiile astea, ca să nu... Nici nu se putea altfel, nu? Da. Bun, ești, de ieri spuneam, managerul centrului și aș vrea în a doua parte să vorbim despre ce ne așteaptă în 2023. Sigur. Pentru că până în pauză aș vrea să vorbim despre un spectacol extraordinar pe care l-ai pus în scenă pentru Buzău și vreau să-mi spui tu, pentru că emoțiile de dinaintea premierei le știu, mi-ai povestit atunci ce urmează și din ce povesteai tu mi s-a părut ceva senzațional, cred că a fost... ceva de nedescris în momentul în care publicul a participat la acea piesă de teatru. E un spectacol în care publicul e esențial. Fără sală plină, e imposibil să-l joci. Noi avem și norocul că la Marghiloman am făcut o sală studio de maximum 60 de locuri în living-ul Vilei Albatros. Este o sală a unui teatru experimental, un teatru de tip laborator. Acest teatru la Cornac se adresează tuturor iubitorilor de teatru, mai ales publicului tânăr care vrea să vadă un experiment, să poată să vadă cum tineri regizori, tineri actori aflați la început de drum să întâlnesc, rămân o lună de zile împreună, scot acest spectacol care se joacă, așa vom implementa conceptul, se va juca de 10 ori într-o perioadă foarte scurtă de timp, să zicem în 2 săptămâni, în 20 de zile, aproape zilnic, se consumă acest spectacol, ăsta este un fel britanic de a face teatru, da, să scoate premiera, să joacă până la epuizare și după aia se casează. Publicul gustă dintr-un spectacol de calitate produs de artiști la început de drum. Artiștii la început de drum își fac mâna, își fac debutul, se rodează și își urmează evoluția de la primul la ultimul spectacol în acest ritm intens. Și atunci au de câștigat pe de-o parte și spectatorii buzoieni și publicul buzoian, care văd o formă, nu că nouă de a face teatru, dar un fel diferit de a face teatru, într-un spațiu intim și cochet. Și pentru actorii care vor veni, bucuria aceasta de a se întâlni cu un public dornic să vadă acest tip de teatru. Totul e minunat, da? Fiecare lucru e minunat. Fiecare lucru a debutat stagiunea Teatrul la Cornac cu acest spectacol, pe care l-am făcut din suflet pentru oamenii care au fost triși măcar o dată în viața lor și care măcar o dată în viață s-au întrebat dacă au pentru ce să trăiască sau mai merită să trăiască. E un spectacol și textul, piesa vorbește despre lupta împotriva depresiei și a gândurilor sinucigașe. L-am construit în cheie comică, fiecare spectator primește un bilețel, actorul la un moment dat în timpul spectacolului spune un număr, iar spectatorul care are acel bilețel trebuie să citească ce e pe număr. Spre exemplu, la numărul 1 avem înghețată. Înghețată e un lucru minunat pentru care merită să trăiești. 123.321, cuvântul palindromuri.
și sunt tot felul de expresii care, mă rog, vor produce amuzamentul și care pot fi identificate a fi minunat pentru fiecare dintre noi, a fi minunate pentru fiecare dintre noi. E un one-man show de o oră, publicul devine actor, un spectacol interactiv în care se râde, se plânge și un spectacol de văzut de cât mai mulți oameni. Eu cred că ar trebui să se facă coadă la Villa Albatros, la modul cel mai serios. Când va mai fi piesa pusă în scenă? Că asta voiam să te întreb. Pentru cei care n-au reușit să ajungă. Acum pregătim ultimele detalii, dar așa neoficial pe 14, pe 21 și pe 28 ianuarie ar fi programat să se joace acest spectacol. Vrem să introducem bilete. Acum suntem, vedem cum putem să facem ca să introducem și bilete. Cred foarte mult că introducerea de bilete va ajuta Centrul Cultural să treacă într-un nivel viitor. Evident că vor fi evenimentele populare fără de care nu putem să mergem mai departe, dar... Care vor fi fără bilet. Vor fi fără bilet, dar cred că un anumit tip de eveniment ar trebui să fie recompensat prin plata spectatorilor și cred că la teatru e bine să plătești. Pentru că așa ești sigur că spectatorii vin. Și vin cei care chiar vor să vadă ce se întâmplă acolo. Care chiar vor să vadă minunea. Pentru că eu chiar cred, și vorbeam cu profesorii mei, cu colegi de la București, prieteni, chiar e o minune ce se întâmplă acum în Vigovile Albatros. Chiar e o minune și simt asta și sunt fericit că pot să fac asta, pentru că de fiecare dată mă gândesc la marii regizori ai lumii și cum au încercat ei să revoluționeze teatrul în lumea lor. Eu nu vreau să revoluționez nimic. Eu doar îmi doresc, pentru că e scopul meu și idealul meu, să dau șansă tinerilor, pentru că ei nu au. Ei nu există. Buzoienii vin doar la capete de afiș, la noi totul e mare, grandios, tinerii nu există. Ei sunt aruncați supreși, sunt călcați pe cap și trebuie să facă o mulțime de sacrificii ca să existe. Nu poți să ajungi mare dacă nu ești mic. Eu asta am făcut. Și Arată Artă Band este exemplu clar de cum am întâlnit niște copii clasa 9-a, 10-a și preț de aproape 6 ani, că doar aia tăcăia anul 4 la facultate. De 6 ani stăm aproape fiecare săptămână împreună, vorbim, sunt sufletul meu și sunt oameni care au reușit și acum sunt toți studenți la facultăți de profil și am dat șanse tinerilor și au cântat de Revelion și au făcut-o foarte bine. Și tinerii n-au șanse, oamenii nu vin pentru ei. Eu vreau să creez, de aia și sala e mică. Inevitabil sunt, că sunt, Buzău are niște oameni absolut superbi care răspund, cum am avut la acest spectacol, să le închise. Și să duce vorba. Și sper să se ducă vorba și să învățăm să ne prețuim tinerii și să-i încurajăm. Indiferent că suntem noi și din Buzău sau că sunt din altă parte. Arta înseamnă muncă. Ăsta este statementul meu și asta îmi doresc să fac foarte, 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 foarte tare. Cu siguranță o să reușești și ai reușit foarte mult deja. Trebuie să ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate. Revenim în câteva minute. Continuă emisiunea de ale Buzoianului și vorbim împreună cu Mircea Anghel, regizor și manager al Centrului Cultural și Educațional Alexandru Marghiloman. Vreau să vorbim despre evenimentele din acest an, așa cât poți să dezvălui, Mircea, despre ce pregătești buzoienilor în 2023. Ce pregătim, Magda, că pregătim la nivelul întregii echipe, educațional și cultural încercăm să îmbinăm lucrurile. Vreau să spun că proiectul Școala din Parc a crescut atât de mult încât va avea mici lucruri plasate pe durata întregului an, evident vara fiind anotimpul preferat al acestui proiect, dar pe decursul întregului an vom avea spectacole, evenimente, întâlniri, ateliere, asta pe partea pentru copii. Pe partea pentru adolescenți, acolo construim aceste spectacole la Conac, Teatrul la Conac, vrem să reluăm Arată Artă, concursul pentru adolescenți. Cred că e momentul, toată echipa mea vrea asta. E minunat să știi că ai 16-20 de oameni în spate cu care poți să construiești și să încerci din nou să împlinești visul unei generații de adolescenți, să cunoaștem talente noi și să ne bucurăm de concurs. Până atunci avem Ziua Culturii Naționale pe 15 ianuarie, pregătim ceva, încă nu pot să spun foarte multe lucruri. Vom avea târg de mărțișor la Villa Albatros, plus la Iazul Morilor, o grămadă de evenimente la Iazul Morilor. Va debuta un concept nou anul acesta pentru seniori
și fac apel pentru seniori, pot veni la centru să se intereseze sau ne pot scrie pe pagina de Facebook dacă au Facebook. Vom începe un proiect nou, seniorii printre noi, la Iazul Molilor, în care aceștia vor putea să se strângă, seniorii singuri, să bea o cafea, un ceai și vor fi diferite evenimente, fie mici concerte, fie mici proiecții de film, fie doctori care vor vorbi despre problemele specifice perioadei din anul timp în care ne aflăm, cât să-i scoatem puțin din casă și să arătăm că primăria și prin noi este alături de ei. Urmează Răgaica în iunie, apoi Buzăul în Marghiloman în iulie, apoi în august Gen și Buz la Conac, Piaful Mihaile Constantinescu și al lui Irinel, toamna Buzoiană, mă rog, continuăm teatrul la Conac, continuăm evenimentele importante și sper să le ducem la capăt cu bine, pentru că mi se pare că urmează un an foarte dificil, eu sunt extrem de emoționat. Uneori mă simt un impostor, așa, tocmai că n-am avut și adică nu te aștepți. Adică te aștepți, dar vine așa peste tine și încerci să te gândești să mulțumești pe toată lumea, să iei deciziile bune, să încerci să fii uneori puțin mai diplomat, că simt că uneori îmi lipsește diplomația din dorința de a termina cât mai rapid și de a fi cât mai franc. Îmi dau seama că uneori îmi lipsește diplomația, sper să fiu mai diplomat, asta ne însemnând că nu voi spune ce cred. Adică N-ai mai fi tu dacă n-ai spune ce crezi, dar de ce spui că va fi un an foarte greu? Pentru că e un an în care sunt și director artistic, sunt și manager, sunt și regizor și încerc să le fac pe toate foarte bine, știind că pot să le fac pe toate foarte bine. Școala mie mi-a răpit, m-a răpit tot timpul. Am fost antrenați acolo ca într-o unitate de elită. Pentru mine asta e meseria mea, e mai presus de viața mea, știu că poate sună mult. Eu cred că sunt născut să lași ceva, o formă de a face ceva. Nu știu cum e această formă, am 34 de ani, o creionez și eu. Acum și pentru mine e la început. Vedeți, un artist la început de drum care mi-am dorit să fiu manager. De ce? Pentru că așa poți să ai în mâini niște ustensile care sunt mult mai prețioase și poți să faci lucrurile să conteze și poți să modifici lucruri. Eu în Vila Albatros, în interior, am intrat și am înfrumusețat-o, am văruit, am pus perdele, am pus tablouri, când intri să simți că ești într-un centru cultural. Am făcut un foaier care arată într-un fel cu mobilier, birourile, la fel, secretariatul, unde intri și ești primit într-un anumit stil. Vrem să facem gift shop acum. Adică lucrurile trebuie să fie conduse cu bun gust și cred că cultura pleacă de la intrare. Pentru că mulți încă nu știu că Vila Albatros e deschisă. Adică da. Sunt foarte mulți buzoieni care cred așa că e ușa închisă acolo pentru public. Nu. Și în curând o să deschidem ușa din față. Pregătim deschiderea ușii din față. Acolo să fie calea principală de acces în instituție. Să fie greu, că e greu, e cu multe întrebări, oare dacă aleg asta, aleg bine, dacă aleg... E ca în meseria de regizor, îți pui un milion de întrebări, îți răspunzi la ele și la final tragi o concluzie și vezi cum faci. Sunt foarte multe întâlniri, sunt foarte multe asociații care vor să facă proiecte, eu cer foarte multe lucruri și atunci ei se supără, unii dintre ei, unii răspund la întrebări și e fain. Na, mai tai bani, mai pui bani, mai... Dar cred că pentru tine ești regizor, ești artist în primul rând, birocrația din România și toate hârtiile pe care trebuie să le completezi acum în calitate de manager sunt cea mai grea parte. Da. E urât. Da, acum am semnat pentru semnătura electronică la bancă, da? Trebuie să am semnătura electronică. Am semnat 20 de hârtii, 30 de hârtii, nu știu, efectiv, îl înțelegeam pe domn primar care... Îl înțelegeam fizic, că nu puteam să înțeleg ce înseamnă să semn... Da. Nu știu, trebuie cumpărată hârtie igienică. Eu revin la asta, că mi se pare, să-mi e pămite, trebuie să semneze directorul. Aprobația, aprobă, semnează directorul. O le facem pe toate. Important e să putem. Căutăm acum un consilier juridic. Am avut concurs, a venit cineva foarte slab, acum o să căutăm pe cineva din exterior, să ne ajute și pe partea asta cu contractele. Da, e mai... Da, nu mi-e teamă, adică nu e mai complicat decât atunci când mă apuc să muncesc pentru proiectele artistice pe care le fac. E diferit, dar nu e operație pe creier. Adică.
Dar tot vreau să te întreb de la începutul emisiunii și nu știam cum să formulez întrebarea ca să nu se supere o anumită parte a publicului de teatru sau de film. Știi că tu foarte mult vorbești și foarte frumos vorbești despre ce ai învățat la facultate și despre cum te-ai format acolo ca om și e important că ai avut niște modele imense și ai avut profesori pe care toată România îi cunoaște și admiră. De ce crezi că România anului 2023, că era și până acum, dar văd că devine din ce în ce mai pregnant, vorbim despre mari actori ai României doar în ziua în care mor și uităm în ultimii ani din viața lor că nu-i mai vedem pe nicăieri pe scenă, nu-i mai cheamă nimeni nicăieri. Știm că au fost cândva actori mari, dar ne amintim ce mari actori au fost în momentul în care mor. Am avut ieri un exemplu. Da. Și de ce crezi că toată România vorbește acum despre un film pe care unii îl critică, alții îl apreciază, dar nu vorbește nimeni despre cum a fost la teatru ultima dată când au văzut o piesă? Dar pe cine interesează, Magda? Păi asta te întreb. Cum crezi că poți să schimbi lucrurile cu un asemenea public? Pentru că eu cred fundamental că poporul ăsta este un popor bun. Chiar învrășbit cum e, chiar răutăcios cum e, chiar de se uită în capra vecinului așa cum o face el și în zona asta la noi se uită în curtea vecinului și se moare capra ceva de speriat. Chiar și așa există speranță. Eu asta am crezut întotdeauna. Speranța aia este ca o scânteie. Din scânteia aia, dacă mai vine o scânteie, se mai face și se aprinde un foc. Și focul ăla poate să încălzească o persoană, un animal, o familie, o comunitate, să se întâmple niște lucruri. Eu cred în continuare că putem să facem lucruri să conteze la nivel mic ca să se transforme la nivel mare. Faptul că noi nu ne mai prețuim valorile și faptul că ne uităm artiștii și ne aducem aminte de ei abia la moarte pentru că ei nu mai aduc plus de audiență, plus de capital politic, nu ne mai pasă. Oamenii sunt folosiți atunci când sunt în vogă, când sunt activi. După aia ei trec într-un tip de uitare pentru că nouă nu ne pasă cu adevărat. Pentru că nu ne pasă cu adevărat să ne cinstim urmașii, pentru că nu mai știm istorie, pentru că ne îndepărtăm așa ușor-ușor de identitate și ne bucurăm de consumuri facile și de lucruri care se întâmplă imediat și care sunt împachetate imediat. Și cum îmi arăt eu mie viața, dacă nu pe Instagram, făcând nu știu ce poze, viața mea fiind cu totul și cu totul alta, probabil, și așa mai departe. Am ajuns să trăim într-o minciună și am ajuns să trăim într-un timp de viață în care superficialitatea e dusă la rang de artă. Și atunci când se întâmplă lucrurile astea, nu poți decât să revii ancorat cu picioarele în pământ, eu asta încerc să fac. Am făcut acel teatru la Conac, care e foarte mic, de acolo sper să se aprindă o flacără și oamenii care vin să vadă că e pe bune, totul e pe bune, e pe bune, nu diferit. Și de acolo încolo să nu mai vorbim de filme de pe Netflix românești, că până la urmă, dincolo de orice, m-am gândit și eu, l-am văzut și eu, dincolo de orice e succesul all time în box office. Deci ce vinde contează? Că ne gândim acum și la... E succesul all time de box office. La muzică, ce se ascultă și ce vinde, nu știu dacă e calitate. Sau ce ar trebui să audă copiii noștri? E fix atâta cât s-a putut să fie și nu cred că trebuie privit ca un film de artă sau privit altfel, cred ca un film comercial, ca un film comercial luat ca atare, o satiră adusă, să încearcă a fi o satiră adusă... Și probabil cu multă muncă în spate, Mircea, pentru că tu știi ce înseamnă. Da. Despre ce Dumnezeu vorbim? Eu știu că prietena mea foarte bună, Anca Dinicu, a filmat acolo și știu cum a fost, că a stat 18 zile la munte și știu foarte bine. E foarte complicat, nu e atât de simplu, dar... Eu nu mă refeream la calitatea filmului, mă refeream la faptul că ne ocupă mai mult timp controversa și discutatul despre de ce să credem noi că suntem mai buni decât alții sau alții mai proști decât noi.
în sensul în care ar trebui să facem ceva, am putea să mergem să plătim un bilet la cinematograf, chiar pentru a vedea acel film, pentru că a fost și în cinematografe, am putea să plătim un bilet la teatru. Am putea să facem multe lucruri, am putea să ne apucăm să muncim și să nu mai comentăm. Am putea să muncim, am putea să mergem, și uite, am o întrebare care cred că te va bucura, pentru că buzăienii își doresc. Întreabă cineva când vom avea operă în Buzău. Se va întâmpla vreodată? Operă e foarte greu să avem. Deja vorbim aici de instituțiile culturii de interes național, care are nevoie de un tip de comunitate mai extins și așa mai departe. Dar filarmonică, avem promisiunea domnului primar, pentru că avem noi așa pe Daniel Jinga, care e neaproape. Filarmonică vom avea și va începe proiectul, nu știu dacă anul acesta sau anul viitor, chiar în parcul Alexandru Marghiloman. Te mai țin un minut, Mircea. Da. Mai întreabă un telespectator. Propuneți-i, spune domnului Anghel, să schimbe metoda de acces la concertele de Crăciun sau de final de an? Să nu mai fie pe invitații doar pentru anumiți oameni, să fie acces liber pentru toată lumea. Eu vreau să spun în felul următor. Informația este parțial adevărată, ca să nu zic parțial falsă. Cum vă convine, eu pot să folosesc ambele variante, că nu mi-e frică. Invitațiile au fost publice, eu le-am văzut, eu le-am lăsat, eu am văzut oameni de pe stradă venind și luându-le, adică au fost la Marghiloman. Asta să fiu acuzat de vreun furt sau de ceva. La autorități, vă spun de acum, ca să nu existe, au fost trimise 30 de invitații, 10, 10 și cu 10. În rest, oamenii care au venit la spectacolul de Crăciun, și anume la Filarmonica George Enescu, au venit și au luat invitațiile de la centru și s-au împărțit și tinerilor de la liceul de artă, pentru că am vrut să avem și, sau eu cel puțin asta a fost lucrul. Deci invitațiile au fost oferite doar 30 autorităților sau instituțiilor, da. Restul au fost la liber. Asta pentru că a fost un parteneriat și au fost date, cum e fire să fie, peste tot în 30 lumea. 30 din câte locuri? Din 360. Deci diferența e sub mare. Sub 10%, da? Oamenii au venit acolo, deci veneau pe bune. Oameni care veneau pe bune au aflat, au venit acolo. Noi am făcut totul public, nu s-au dat invitații înainte să facem lucrurile publice. E, probabil că și-ar fi dorit 1000 de oameni să participe și nu s-a asta putut din cauza faptului că locurile au fost limitate. Asta mă bucură, dar întotdeauna și plus de asta, eu am această dorință, sper să fie îmbrățișată, vreau bilete. Suma nu contează, nu trebuie să fie o sumă foarte mare, dar te obligă. Eu m-am trezit la fiecare lucru, e minunat că au venit oameni, au luat două rânduri și nu mi-a venit nimeni la spectacol. Oameni de pe stradă, că am ținut foarte mult să vină oameni. A scris cineva că vin numai... Nu, au venit oameni. Și pentru că nu te obligă invitația. Dar odată ce ai plătit un bilet, te obligă. Dacă mai ieși în doi, deja zici, bă, dar pierdem, hai să mergem acolo, mai măcar vedem dacă ne place sau nu. Sau chiar vrei să vezi piesa de teatru, sau chiar vrei să vezi dacă ai cumpărat un bilet, chiar îți doresc să vezi și la film când te duci, nu plătești, adică noi uităm asta. Și în management eu am făcut la facultate curs de management cultural. Eu chiar am făcut curs de management cultural. Și, într-adevăr, cultura e subvenționată de către comunități, de către Ministerul Culturii, dacă sunt instituții de interes public național, sau de către comunitățile locale, Consiliul Local sau Consiliul Județean, cum e cazul nostru, ne aparține Consiliul Local. Dar, în același timp, trebuie să vii și tu cu resurse. Mă bucur că am primit și niște sponsorizări. Acum urmează să facem o prezentare a întregului centru și să încercăm să aducem și mediul de afaceri alături de noi, mai ales că suntem diversi așa în acțiuni, încercăm să trecem prin toate. Numai departe de depozitului avem un centru pentru persoane de etnie romă. Noi suntem implicați activ în centrul respectiv, că încercăm să diversificăm cât putem de mult cu numărul ăsta de oameni mic, care sper să crească în curând, cu numărul ăsta de oameni mic pe care îi avem. Păi dacă regizezi tu așa viața culturală a Buzăului, cu siguranță va fi un succes. O să fie sala plină, dacă putem vorbi așa metaforic. Îți mulțumesc tare mult, Mircea, pentru că ai venit și îți doresc succes. Să realizezi tot ce ți-ai pus în cap să se întâmple pentru buzoieni, pentru că știu că visezi departe și visezi frumos, dar și muncești mult pentru asta. Și de-abia aștept să vii să ne povestești la fiecare eveniment în parte cum au reacționat oamenii. Îți mulțumesc și succes! Să rămână, Magda, mulțumesc de suflet și eu! Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Rămâneți cu noi, nu uitați de jurnal. Seară bună, la revedere!